Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Vremurile sunt tulburi, se destulbură ele. Dacă noi vom fi destulburați, se împrimăvărează și, prin urmare, probabil că ne vom mai limpezi, măcar unii dintre noi, la minte și la suflete. Astăzi, pe lângă cele rele, grele, aș dori să abordăm o temă ceva mai domestică, că prea ne-am scrântit așa. Și zic eu așa că între posibil și imposibil este arta. Și aici muzică, și aici pictură, și aici dans, și aici... ce-ar fi să și dansăm? Puteți exersa dumneavoastră acasă, eu nu pot acum, dar vă promit că după, gata. Pentru asta, sigur că ai nevoie de un invitat, cum să vorbesc eu, despre artă, despre posibil și imposibil singură. Nu am nicio calitate, prin urmare am un invitat, distinsul domn Mățu Coșca Nicușor, un nume care m-a pus pe gânduri, ce facem, cum facem, artist plastic. Lucrează în acuarele, veți vedea imediat imagini, așa câteva dintre lucrările domniei sale pentru a vă stârni. Dacă vă plac, căutați-l. Domnule Mățu, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, doamna Filip. Nu, Filip, nu sunt Filip. Doamna, nu știu să cânt. Nu știu să cânt. Popa, da. Nu știu să cânt. Nici să încânt, dar să cânt, nu? Da. Da, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Și eu mulțumesc. Lucrați... Spuneți-ne despre dumneavoastră. Știu că ați lucrat în tractorul. Da. Da? Am lucrat vreme de 15 ani în tractorul, în proiectare. În proiectare. Am făcut proiectare 3D. Pe vremea aia nici nu se știa ce înseamnă. Mare lucru. Da. Și... Asta s-a întâmplat până prin 85, când lucrurile au început să ia razna. În 85, nu? Da, în 85 fabrica era pe aproape pe Butuș. Stimate domn, în 1985? Da. Da, eu știu de la colegii ai dumneavoastră că chiar în 88, în 89, deja achiziționaseră utilaje și, da. Mă rog, nu era pe Butuci. Da, era pe Butuci, vă spun în mod sigur. Bine, dacă dumneavoastră și spuneți așa. Mai toți din serviciu de la mine și-au făcut alt rost. Șeful meu a fost domnul Cihodaru, dacă ați auzit. Am auzit, un am auzit. Mare pictor brașovean, da, și un om deosebit. A murit, Dumnezeu să-l odihnească. Și a pus bazele serviciului ăsta de proiectare 3D, respectiv făceam catalogele și planșe explicative, secțiuni prin motoare, prin cutii de viteze. Era o proiectare mai specială. Nu făcea nimeni în țară treaba asta. Uh-huh. Și în 95 am avut o oportunitate, am plecat de acolo. Am plecat la alimentație publică, fostul TAPL, în calitate de vitrinier. Sigur că am avut profesie. Da, sigur că am avut discuții, domnule, plește, de califici, nu știu ce, dar pentru mine a fost o experiență extraordinară. Cu acuarela am avut acolo un... Da, numai puțin, da. Ne întoarcem. Ați ajuns prea repede la acuarele. Vitrinier, vă plac vitrinele de astăzi? Nu. Nu, pentru că nu mai există meseria de vitrinier. Nu știu dacă cei de la Star mai au ceva oameni specializați. În genere, nu dăm nume de magazine. Da. Nu dăm nume, dar în genere, personal, eu nu am absolut nicio calitate să fac aprecieri, dar în calitate de consumatoare, când mă uit în vitrine, da. Da, e un talmeș-balmeș acolo, pentru că magazinele specializate încă n-au realizat faptul că le trebuiesc vitrinele, trebuiesc oameni specializați să le facă, să le aranjeze vitrinele. Mai sunt câteva care, uh-huh, în sfârșit au început să-și dea drumul și să înțeleagă ce înseamnă să-și italeze marfa în vitrină. Dacă vă aduceți aminte, după Revoluție imediat, erau vitrine de la
conserve până la, știu, nu, haine de tot felul. Nu putem generaliza. Nu, bine, nu. Erau pe Republicii, eu am atelier undeva în centru. Nu erau chiloți și conserve, n-am văzut așa. Eu am văzut. Da? Da. Și am... E probabil la vreo cooperativă, cum erau cândva la sat. Da, mă rog. Domnule Mățu, părerea mea este o alta și dați-mi voie să nu să vă combat pentru că nu am această calitate. Părerea mea este că în ceea ce privește vitrinele, aranjarea vitrinelor, este un import. Un import care are, mă rog, designul are o anume țintă. Mă uit la manechine și când spun la manechine, nu la modele, cum le spunem astăzi, nu la cele vii, ci la cele din cartoane. Eu am mai spus asta pe post și acum mă văd obligată să repet. Arată așa cum ar trebui și cum arată deja majoritatea tinerilor noștri. Dom'le, picioarele sunt cât mâna mea și să mă iertați, nu sunt deformată. Capul e atât. Bărbatul are o talie de ceva 50 de kilograme. Când spun talie, nu mă refer numai la mijloc, ci în general, așa, la ipostaza în care este. Și așa mai departe, adică este o mutilare din toate punctele de vedere, părerea mea. Bine, acum știți cum e. Da. Acolo vitrina e o poveste. Sau vitrina trebuie să spună o poveste. Ce frumos, haide spuneți. Pentru că erau vitrine cu temă, da? Venea primăvara, trebuia să faci o vitrină, să concepi o vitrină în care cel care o vede să-și dea seama, domnule, vine primăvara, da? Cu tot ce înseamnă ea. Cu flori, cu iarbă verde, cu haine de primăvară și așa mai departe. Și după aceea începeau fiecare anotimp, era pregătit din timp. Adică primăvara deja pregăteam vitrinele pentru vară și era, cum să spun, activitatea de vitrine era extrem de urmărită de cei de la cenzură. Știu că erau niște domni acolo, trebuia să mă duc, făceam niște schițe cu vitrina și n-aveam voie să pun anumite elemente, n-aveam voie să pun roșu, alb și verde și așa mai departe. Și am avut, pe vremea am avut conflicte mari cu mai mari ăștia. Și am zis, domnule, dacă mașinile sunt roșii, sunt verzi și mai sunt și mașini albe, ce ar trebui să le interzicem? Hai să punem, dacă eu așa simt că trebuie să pun culoarea, lasă-mă să fac cum vreau eu. Ei, am avut niște discuții și după aceea m-au lăsat, că nu susțineam punctul de vedere cu argumente. Și atunci când ai argumente, logic, era și pe vremea aia, erau oameni care înțelegeau când li se explicau lucrurile. Da, așa cât se poate de scurt, cam ce trebuie să conțină o vitrină pentru a fi atractivă, de bun simț. Deci o vitrină ca orice lucrare de artă, pentru că vitrina este o lucrare, până la urmă, de artă, mai mult sau mai puțin, funcție și de cel care o face. Trebuie să aibă un punct de interes. Sau mai multe puncte de interes. Depinde ce vrei. Trebuie să aibă o parte care să se refere la strict motivația pentru care ai făcut vitrina, un obiect, o haină, un aparat electric, niște conserve, mă rog, pentru ce faci vitrina respectivă, trebuie să aibă punctul ăsta de interes pe care trebuie să-l îmbraci cu un fundal, cu niște culori, cu niște forme, ca vitrina aia să vorbească din prima. Ea nu trebuie să scrii foarte multe. Am văzut acum, încep să scrie foarte multe texte. Nu, aia nu trebuie, în vitrină nu trebuie să pui foarte multe texte. Ea trebuie să vorbească de la sine prin ceea ce arăți acolo. Și dacă punctul ăla de interes e atins, nici nu mai trebuie altceva. Ori asta poți să o realizezi prin formă, da? Prin culoare. Și mai ales că acum toate ambalajele astea sunt foarte colorate și atrag. Numai să te uiți la ele și deja îți spun. Deci formă, culoare și după aceea mesaj.
Vitrina trebuie să aibă un mesaj. Dacă are mesaj, înseamnă că marfa aia se vinde. Și acolo depinde de abilitatea celui care o face. Nu vă mai spun că sunt tehnici de etalare. Adică produsele se etalează pe culori, pe forme, pe perspectivă, pe ceea ce crezi că va urma după ce cumperi produsul ăla, ce vine după. Adică e o știință a face vitrina. Da, am înțeles. Din păcate, în ziua de astăzi, n-am văzut vitrine profesional făcute. Se încearcă. Eu am văzut, apropo de manechine, am văzut și manechine chiar interesante. Zilele trecute m-am uitat, niște manechine din inox, adică nu erau din inox, dar imitau luciul ăla de inox, care era foarte interesant. Așa, marțieni. Ca și, da, exact. Ca și impact. Mm-hmm. Eu pot să admit că sunt depășită, că sunt conservatoare, dar din acest punct de vedere pe mine mă oripilează. Da. Nu pot să... Rare ori mă atrage o vitrină și să măcar să mă opresc o clipă și să-mi bucur ochiul, pentru că eu știu ce vreau. Vreau haine simple și nu haina face pe om. E o zi să... ușor nepotrivită pentru zilele noastre, da, pentru ca să nu treacă repede ediția noastră și să nu ne atingem ținta. Mai am doar o întrebare în afară de acuarele și după aceea ne ducem spre acuarele. Câți ani ați lucrat în tractorul? 15. Da, e o sumă de ani. Eu nu am lucrat acolo, dar mă doare sufletul când trec pe acolo. Dacă mi-ar fi spus cineva în 78-79, domnule, tractorul nu va mai exista, cred că îi spuneam direct că e nebun. Da, păi nu mai există România, ce să mă gândesc, nu mai există tractorul, nu mai există, da. Mă rog, am primit unele detalii de-a lungul timpului de la mulți tractoriști. Cei care ați lucrat în tractorul, probabil că aveți o lacrimă, cel puțin în suflet, vă picură acum, dacă nu chiar pe obraz. Au fost legături afective. Sunt oameni care au trăit acolo o viață și au muncit și și-au lăsat tinerețe și potențial și tot. Da, ne întoarcem la locul de unde porniserăm, între posibil și imposibil, arta. Și acum am să-i rog pe colegii mei să ne dea câteva imagini cu doar câteva dintre lucrările dumneavoastră. Acum mi-e lesne să înțeleg cum de-ați trecut la acoarele, la peisaje, am văzut că faceți etc., astfel încât aveți și ați performat în domeniu. E adevărat. E adevărat. Povestiți-mi. Nu știți. Cu ce să încep? Cu începutul. Începeți cu pensula. Da. Începeți cu pensula. Deci am început să fac acoarelă dintr-o întâmplare. Făceam foarte multe felicitări. Felicitări pentru diferite ocazii. La un moment dat, șeful meu de birou, zice, dar tu de pictat nu pictezi? Și atunci, cum eram acolo în atelier, 14 graficieni, și am spus, doamne, da, sigur că da. Păi adă și tu niște lucrări. Uh-huh. Și am adus niște lucrări. Cum? Mi-am luat copiii de mână, că copiii mei erau mici, și am plecat la Dâmbu Mori, am făcut rapid 3 acoarele și le-am expus la mine în birou. Ăla a fost începutul. După aceea, încet, încet, am început să simt. Pentru că acoarela este emoție. E 100% emoție. Și am început să simt când vorbești într-o limbă străină, trebuie să gândești în limba aia. Da? Vorbești engleză sau vorbești franceză, trebuie să gândești în limba celui care vorbește. Așa este și acoarela. Dacă vrei să faci acoarelă, trebuie să gândești în tehnica asta. Pentru că, spre deosebire de ulei,
Acuarela este spontană, este sensibilă, este, ca să vă spun repede, deci acuarela, dacă nu o termin în 20-25 de minute, poți să o lași. Da, e compromisă. Da, deci este emoție 100%. Și atunci emoția ți-a îți dă puterea de a găsi soluții. Sigur că analizezi întâi preț de... Nu se mai pune problema acum, dar înainte trebuia să stau o jumătate de oră, o oră chiar, să analizezi un pic ce faci și după aceea terminai relativ repede lucrarea. Dar am participat la, revenind la ce m-ați întrebat, am participat la Încântarea României, cum erau acțiunile neaipomenite. Am luat 3 premii naționale pentru acuarelă, după ce făcusem în prealabil niște expoziții prin foaierul ăsta, sălii de spectacole de la Tractorul, dacă vă amintiți, era o sală superbă. Și în oraș, în Brașov, am făcut multe, multe expoziții. Nu pot să le spun acum că nu... Și înțeleg că ați participat la expoziții și în străinătate. Da. Am trimis, înainte de a expune, de a avea expoziție personale, pentru că am avut expoziție personală la Paris. Știți, eu vin din Vrancea, dintr-o zonă superbă. Și m-am dus cu peisajele mele de acolo. M-am dus, am făcut poze și am făcut niște peisaje acolo. Și am câștigat la prima participare, la un salon, am câștigat premiul Consiliului General al Parisului. Și cel care mi-a mânat... În ce an? În 99. Felicitări! Cel care mi-a mânat premiul, știți ce a spus? Zice, într-o lume nebună, dumneavoastră ați venit cu 3 peisaje care ne-a liniștit pe toți. Și mi-a dat medalii, că ei dau medalii, diplome și așa mai departe. Ei, premiul ăsta mi-a deschis calea spre orice salon. A fost o confirmare a valorii dumneavoastră, da. Și atunci, în anul următor, am câștigat un salon de toamnă, tot la acuarelă și tot undeva într-o localitate la vreo 30 de km de Paris, Montigny se numea localitatea. Primăria de acolo mi-a cumpărat niște lucrări. Deci așa am pătruns acolo. Sigur că acuarela presupune lucru, dacă se poate, în fiecare zi. Ca să ai continuitate. Că dacă n-ai... Ca orice înseamnă artă. Scrisul, muzica... Și să vă mai spun ceva, doamna Felice. Acuarela este, deși este o tehnică nebăgată în seamă, nu aici, dincolo, este extrem de apreciată. Acuarela nu face oricine. Și asta nu pentru că ar fi o tehnică care se adresează celor... Nu, este o tehnică grea, dificilă. Acuarela, dacă vreți, este manufactură 80%. Deci este abilitatea de a stăpâni apa și culoarea pe o suprafață de hârtie. Și revenind acum la hârtie, hârtie este o hârtie de bumbac 100%. Deci e o hârtie din cârpă, practic. Dacă nu ai hârtie, și noi ne-am chinuit aici până când am dat de ce înseamnă ieșind afară, din toți banii care aveam, nu-mi cumpăram altceva decât hârtie și pigment și culoare. Deși noi aveam, ca și pigment, avem un pigment foarte bun și recunoscut afară. Numai că nu se mai face nimic în țara asta. Fondul plastic din București, nu știu, eu nu știu dacă ei mai fac sau nu mai fac acuarele. Ei, când am dat de hârtie asta, atunci am descoperit adevărata lume a acuarelei. Acuarela este magică. Creează senzații, creează... Mai spunea cineva, mi-a scris pe Facebook un comentariu și a spus: stăpâniți perfect arta improvizației. Și a zis foarte bine. Trebuie să ai abilitatea de a improviza tot timpul și de a crea impresii. Având în casă o acuarelă, e o lume. Îți creează posibilitatea să vezi orice într-o lucrare.
Da, eu auzeam muzică în timp ce îmi povesteați dumneavoastră despre acoarele. Nu pentru că aș avea calitatea și, sau pregătirea, nu, dar mi se pare că o lucrare în acoarele fără muzică, de fapt, lucrarea în sine este o muzică, constituie o muzică. Cred că telespectatorii m-au văzut, m-am încruntat, m-am mâniat, starea de mânie. Eu v-am primit frumos, dumneavoastră mă enervați, nu știu de ce. Da. De ce? Pentru că mi-a spus că nu se mai fabrică pigment în România. Nu se mai fabrică nimic, domnule. Nimic, nici măcar un blacheu pentru pantofi. Domnule, nu se mai fabrică nici măcar carbid, că toți suntem în domeniul, mă rog, proveniți din, dintr-o uzină. E var, n-are preț. Nici asta nu se mai fabrică în România. Cine lucrează, nici nu mai știu la ce, în afară de sudură, nici nu știu dacă se mai face sudură cu carbid. Nu, nu se mai face. No. No. Dar, mă rog, mai sunt adică alte... probabil că ori mai fi oameni probabil, care mai, mai au... și alte nevoi. Dar industrial, practic, nu. Nu se mai Nu se mai fabrică. Cine are nevoie, importă. Da. Păi și carbidul mai să-l importăm. Cum să nu te mânii, frate? Nimic nu se mai face în țara asta. Absolut nimic. Se fac diverse spectacole pentru a fi noi anesteziați. Da, între posibil și imposibil arta. Arta nu va pieri niciodată și cu toate că până și în muzică, vedeți ce se întâmplă în muzică, în muzica de calitate, vreau să spun. Da. Nu se mai caută în teatru, în operă, în literatură, în tot. Non-valorile ies, așa spusele, vedete, vedete. Cele care apar astăzi și mâine vor dispărea, dar ocupă locul adevăratelor valori care nu se pot afirma din cauza acestei perioade. Dumneavoastră, cum vă merge acum din punct de vedere al artistului de această dată? V-ați afirmat deja, da? Da. Da, felicitări, frumos. Nu știu cât se mai pot afirma în zilele noastre. Vă bucurați de recunoaștere. Vezi, îi spunând dumneavoastră acum, ce vă apucam să vorbiți despre acoarele și despre desene și despre... Nu vedeți că salarii, că meeting-uri, că proteste, că guvern, că remaniem, că dăm jos, că urcăm la Cotroceni. Ce ți-aș spune acum, Iohannis, dar tac. Da, știi. Da. Avem un președinte nepotrivit, în opinia mea. O fi un om deosebit, dar în calitate de președinte, zero. 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 Chiar cu minus, dacă poate, dacă există așa ceva. Există? Nu știu. Nu știți. Da, nici eu nu știu. Dar așa cred eu. Cei care doresc să vadă lucrările dumneavoastră, să achiziționeze, de ce nu, să-și aducă primăvara în case, sau toamna, sau iarna, sau bucuria de a fi, de a reveni la normalitate, unde vă găsesc? Vreau să vă mai spun ceva. Vă rog, ia să vedem dacă mai avem vedeți timp. Că, scurt, vă vedeți rog, că vă ascult. Tot ce înseamnă material în ziua de astăzi nu este garanția prelungirii tale ca individ în timp. Faci o casă, sedești un pom, nimic nu mai e valabil. Valabile rămân lucrurile spirituale, doamna Felicia. Eu mi-asigur prin acoarele mele prelungirea în timp. Da? Lucrările care rămân după tine sunt cele și vorbesc, nu vorbesc numai de mine, la cei care lasă spiritual vorbind după el ceva, au garanția că rămâne în istoria locală, să nu zicem în istoria, știu eu, universală. Dar răspunzând la ce mi-a spus dumneavoastră și unde mă găsesc și așa, eu
Am o firmă de publicitate și atelierul meu este pe Bărcescu 25. Bărcescu 25. Suficient. Acolo și lucrez, acolo am eu toate lucrările mele. Nu e... Bărcescu 25. Aici, în buricul plimbare. În buricul ombiricului. Da. Domnule Mâțu, a fost o plăcere. Le-am cam amestecat, dar dacă acesta a fost traseul profesional al dumneavoastră, tractorul, vitinier, artist plastic în cele din urmă, purtujur. M-ați enervat cu pigmenții dumneavoastră că nu se mai fabrică în România. Ei, nu se fabrică multe. Da, nu dumneavoastră m-ați enervat, ci subiectul pe care mi l-ați supus atenției. Ați sesizat nuanța, sigur că da, nu m-ați enervat cu adevărat, doar că mă indispun aceste subiecte. Însă m-ați cucerit finalmente prin ceea ce mi-ați spus. De ce? Pentru că și eu așa cred, valorile materiale se pierd. Se pierd, dacă nu într-o generație, în cea de-a doua se pierd, nu rămâne absolut nimic. În urma noastră trebuie să rămână ceva. E zis aceea, un copac, un copil, o casă. Da. Copilul rămâne, mă rog, de aici derivatele, adică nepoți, nepoți, casa. Astăzi este mâine. Dintr-un motiv altul. Nu, copacul îl taie că trebuie să exportăm, etc. Da. A fost o mare plăcere. Eu sper să ne revedem în această postură. Ne-ați pus pe gânduri și eu închei prin a spune asta, între posibil și imposibil este arta, dacă o privim cu seriozitate, cu dragoste mai ales, suntem salvați. Să sperăm. Vă mulțumesc din toată inima, vă doresc sănătate, viață lungă și frumoasă, Bălcescu 25. Da, arta trebuie promovată, trebuie să ne bucure, așa? Vă doresc numai bine. Mulțumesc, oameni buni, atât pentru astăzi. Începe să miroase a primăvară, chiar dacă iarna va mai avea ceva hachițe, cum este și normal, deja ziua mai lungă, pământul se încălzește, ghiocei. Am o problemă, am o mare rugăminte. M-am întâlnit cu cineva și mi-a spus, am fost la cules de ghiocei. Nu rupeți florile, vă implor, ce v-au făcut? Gândiți-vă că nu suntem în stare să facem o petală, dar mi-te o floare, câtă gingășie, câtă frumusețe, o splendoare, toporaș, ghiocei, nu rupeți florile, vă implor, bucurați-vă de ele acolo unde sunt și punct. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră, Doamne ajută!